unul dintre aceste dispozitive acasă sau la birou, hai să-ți arăt ce poți face cu ele. Chiar dacă este un hard disk normal dintr-un laptop vechi, care l-ai schimbat cu un SSD, sau este un SSD mai mic, de 256, care l-ai schimbat cu unul de 512 sau 1 tera. Și aceste dispozitive ți-au rămas acasă. Îți voi arăta ce poți să faci cu ele. Poți lua unul dintre aceste dispozitive disponibile pe eFire.ro, avem o gamă largă de modele și culori și îți voi arăta imediat cum să le folosești. Aceasta este o carcasă pentru un hard disk, numită și hard disk rack, și va transforma unul dintre aceste echipamente într-un hard disk extern. Se deschide carcasa, se conectează hard disk-ul care îl avem acasă, punem carcasa la loc, conectăm cablu USB aici și îl putem conecta la calculator pentru salvarea pozelor, a documentelor, pentru backup, pentru orice. Acest model este transparent și putem să scriem cu markerul pe el poze sau filmări nuntă sau poze vacanță, orice. Și pentru a avea un backup putem folosi acest dispozitiv pentru a ne salva fișierele care sunt valoroase.